Ordinul Mononegavirales. Arborele filogenetic, stabilit din gena polimerazei, care prezintă relațiile genetice dintre diferitele familii din acest ordin, Paramyxoviridae, Filoviridae și Rhabdoviridae. Abrevieri, CDV egal virusul distemper, canin distemper virus, HMPV egal metapneumovirus uman, HRSV egal virusul sincițial respirator uman, MARV egal virusul Marburg, MEV egal virusul rușeolei, MUV egal virusul oreionului, NDV egal virusul Newcastle, RV egal virusul rabiei, Lissa virus, SV egal virusul Sendaid, SV egal virus simian, VSV egal virusul stomatitei veziculare, vesiculovirus. Punct. Virusurile care produc rabia aparțin genului Lissa virus, din grecesc lusa, nebunie. Determinarea secvenței genomului viral, care codifică proteina N, face posibilă definirea a 7 genotipuri. Turbarea este o boală infecțioasă de etiologie virală, întâlnită la toate speciile de animale homeoterme, transmisibilă la om, caracterizată prin evoluție acută cu manifestări nervoase exprimate prin hiperexcitabilitate și agresivitate, urmate de paralizii și moarte. Rabdovirusurile sunt sub forma unei tije, egal 80 nm, lungime variabilă de la 120 la 180 nm, cu un capăt plat și celălalt rotunjit, oferindu-le un aspect foarte caracteristic de glonț de revolver. Există forme filamentoase de până la 300 nm. Ciclul de multiplicare a rabdovirusului. Întregul ciclu este neuronal intracitoplasmatic. Nucleocapsidele și virionii se grupează într-o matrice fibroasă, M, și formează incluziuni intracitoplasmatice caracteristice, observabile la microscopul optic, corpuscului Negri, numit după medicul italian, Adelc Negri, care a descris internațional această leziune în 1903. Deși Victor Babeș nu a primit, în anul 1924, premiul Nobel în medicină, succesele sale sunt recunoscute pe plan mondial, fiind primul cercetător care a descris acest corpuscul în România anterior lui Adelic Negri. Epidemiologie. Receptivitate mamifere domestice și sălbatice, indiferent de vârstă, rasă, sex, stare de întreținere, anotimp și climă. Păsările sunt afectate în mod excepțional. Surse de infecție: boală de focalitate naturală, rezervoare naturale de infecție, rezervorul domestic sau urban, de animale domestice, câine, alte canide, rezervorul silvatic sau sălbatic, reprezentat de numeroase animale sălbatice, dominant vulpea și lupul. Rabia, zoonoză, boală a animalelor, ce se transmite oamenilor, toate animalele cu sânge cald homeoterme sunt susceptibile la rabie, de la animal la om, condițiile necesare. A rezervoare de virus naturale. O zoonoză poate exista numai datorită existenței unui rezervor permanent de virus la animale. În cazul rabiei, rezervoarele de virus sunt mamifere sălbatice care adăpostesc virusul pentru o perioadă foarte lungă de timp. B. Distribuitorii de virus. Vectorii distribuitorii primari sunt rezervoarele virusului. Animalele sălbatice infectate devin excretori de virus în salivă și îl transmit prin mușcătură, fie către congenerii lor, care întrețin rezervorul, fie către alte animale pe care le întâlnesc. Distribuitorii secundari sunt animale domestice mușcate de animale sălbatice excretoare, câini, pisici, bovine, cai, care nu au fost vaccinate. Ce la om? În general, virusul rabiei va fi transmis accidental oamenilor prin inocularea salivei virulente a unui animal infectat, sălbatic sau domestic, prin mușcături și, mai rar, prin zgâriere, plingerea unei plăgi sau a mucoaselor. Odată declanșată, rabia este o encefalită care este întotdeauna fatală-mortală.
Fiziopatologia rabiei, virusul se propagă pe cale centripetă, mai mult sau mai puțin lungă, în funcție de locul mușcăturii și distanța față de creier, către creier, apoi pe cale centrifugă către glandele salivare, ceea ce duce la eliminarea virusului în salivă. Ecologia rabiei animale. 1. Rabia sălbatică. Virusurile rabiei se perpetuează în două cicluri naturale majore. Rabia prădătorilor sălbatici, prezentă pe toate continentele. Doar câteva țări sunt păstrate indemne prin insularitate și măsuri sanitare severe la granițele lor: Marea Britanie, Japonia, Australia, insulele Pacificului. Vectorii virusului variază în funcție de țară: vulpea roșie în Europa, ratonul și sconțul în America de Nord, șacalul în Africa, lupul în Orientul Mijlociu, mangusta în Africa de Sud. B. Rabia la lilieci, mamiferă zburătoare. Rabia se prezintă cel mai adesea ca o infecție cronică. Pot excreta virusul în salivă și urină pentru perioade lungi de timp, făcându-i potențiale surse primare de virus. În funcție de specie, liliecii pot fi infectați cu diferite genotipuri de virus din genul Lyssavirus și situația variază în funcție de continent. Virusii genotipului 1, virusul clasic al rabiei din care este preparat vaccinul, se găsesc doar la liliecii de pe continentul american. Virusii genotipurilor 2 și 4 se găsesc la liliecii africani și genotipul 7 în Australia. În Europa, genotipurile 5 și 6 sunt singurele găsite la liliecii nativi, care sunt toți insectivori. În Europa, toate speciile sunt protejate. Rabia liliecilor este prezentă în cea mai mare parte a globului, inclusiv în țări libere de rabie terestră la carnivore, cum ar fi Marea Britanie și Australia. Liliecii care sug sânge, vampiri, din America Latină sunt responsabili de rabie paralitică la bovine, ucigând câteva sute de mii de animale în fiecare an. Rabia liliecilor este neobișnuită în Europa, în Franța. 20 de cazuri au fost înregistrate din 1989. Aceste statistici reflectă mai degrabă gradul de vigilență decât situația reală. Principalele populații cu risc de expunere sunt liliecii, 300 până la 400 de persoane, în special cei care manipulează liliecii chiroptologii, aproximativ jumătate, și lucrătorii care îngrijesc animalele sălbatice. Liliecii reprezintă un sfert din mamiferele planetei cu aproape 1000 de specii, inclusiv aproximativ 30 în Europa. Pipistrele insectivore reprezintă aproape 2 pe 3 din liliecii care trăiesc în Europa, populația sa este estimată la câteva zeci de milioane de indivizi. 2. Turbarea urbană sau de stradă. Câinii sunt principalul rezervor și vector al virusului din întreaga lume. OMS se estimează că rabia de stradă este responsabilă pentru peste 99% din cazurile de rabie umană și cel puțin 50.000 de decese în fiecare an. Câinii vagabonzi sunt intermediari între rabia sălbatică și rabia urbană, transmit rabia altor animale sălbatice, erbivore și carnivore domestice nevaccinate, câini, pisici. Rabia canină este răspândită sub formă de enzootie în zonele defavorizate economic din Africa, Asia și America de Sud. Pe de altă parte, dacă nu este introdusă accidental sau ilegal, rabia de stradă a dispărut din America de Nord, Europa de Vest și Japonia, deoarece aceste țări elimină câinii vagabonzi și vaccinează animalele domestice. Contaminarea umană 1. Calea cutanată, cea mai frecventă, 99%. Pielea sănătoasă este o barieră impenetrabilă pentru virusul rabiei. Adesea, fiind mușcat de un animal infectat care elimină virusul prin salivă. Rareori, plingerea unei răni proaspete, pielea excoriată, o zgârietură, pisică, deghiare, murdare de salivă, manipularea unui animal turbat, mort sau viu.
La noi 60 studenți expuși în FMV, linsul sau proiecția picăturilor de salivă virulentă pe mucoasele conjunctivală, olfactivă sau prin pielea excoriată. 2. Căi aeriene excepționale, inhalarea unui aerosolizat de particule virale, vizitarea unei peșteri și manipularea unor lilieci. 3. Îngrijirea unui om bolnav de rabie, teoretic posibil. 4. Transplant cornean, de la un donator cu rabie. Căi de transmitere la animale. Transmitere transcutanată, inocularea salivei virulente prin mușcătură sau zgârietură. Factori de risc, mușcătura profundă, mreg, apropiată de SNC sau intens inervată, precum fața și membrele superioare. Saliva cainilor infectati conține virusul cu 10 la 14 zile înaintea apariției semnelor clinice de boală, la vulpe chiar cu 29 de zile înaintea apariției semnelor clinice de boală. Virusul este prezent în salivă pe toată perioada evoluției bolii. Sângele, carnea, laptele, urina, fecalele, virulență limitată, tranzitorie, variabilă. Infecția prin contactul virusului cu mucoasele, conjunctivală, pituitară, respiratorie, sau piele cu leziuni recente. Transmiterea pe cale digestivă este posibilă la vulpe. Calea transplacentară, citată de literatura ca posibilă la câini, bovine, sconx. Dinamica epidemiologică. Obișnuit, sporadică. Uneori, exotică, zone cu potențial rabigen ridicat. Fiziopatologia rabiei. 1. Pătrunderea virusului. Virusul rabiei este inoculat gazdei sale atunci când este mușcată de un animal infectat, se înmulțește mai întâi în celulele musculare la locul mușcăturii. Intră în sistemul nervos prin endocitoză la nivelul terminațiilor nervoase libere și a juncțiunilor neuromusculare. 2. Realizează invazia centripetă a sistemului nervos neuroprobazie. Virionii sunt transportați în axon, prin dineină, către corpul neuronal unde virusul se înmulțește în citoplasmă. Virionii care apar din neuronul infectat sunt eliberați în spațiul intersinaptic și infectează următorul neuron postsinaptic. Virusul ajunge la creier unde continuă să se replice. Maturarea noilor virioni poate avea loc pe suprafața celulei cât și în citoplasmă. 3. Difuzie centrifugă din creier SNC. Virusul se răspândește apoi în toate țesuturile pe cale centrifugă, pe traiectul nervilor septinevrită, infectând glandele salivare, dar și ochiul, foliculii piloși, pancreasul, rinichii și celelalte organe. Tabloul clinic se descriu două forme clinice, furioasă și paralitică. La câine incubația este în medie de 20 la 60 zile, 5 zile, 6 ani, 11 ani. 1. Forma furioasă. Perioada prodromală, adesea trece neobservată, modificări de comportament, alternează stările de abatere și neliniște, reacții hiperestezice la orice excitație, zgomot, lumină, atingere etc., halucinații auditive și vizuale, modificări de apetit, inițial prezent, diminuă treptat, pervertirea gustului, uneori apare prurit la locul mușcăturii, setea prezentă sau chiar exagerată, câinele nu prezintă hidrofobie. Exagerarea instinctului genetic, vocea devine mai groasă, răgușită, iar lătratul scurt și sacadat. Durata acestei faze este în medie de 1 la 3 zile. B. Perioada de stare, câinele devine agresiv față de animale, oameni și obiecte, privirea este fixă, pânditoare și feroce. Între crizele de agresivitate, privirea este rătăcită, faciesul inexpresiv. Dromomanie, vocea răgușită, lătratul sfârșește într-un urlet prelung la unii subiecți, strabism convergent sau divergent, mioză sau midriază, inegalitate pupilară, vomismente sau diaree cu sânge. Durata acestei faze este 2 la 6 zile. C. Perioada paralitică, câinele nu poate degluti, devine afon, maxilarul inferior imobil,
Saliva filantă se scurge din gură, ochii devin imobili, pleoma patria proeminentă. Paralizia se instalează progresiv, apare paraplegia și după câteva ore de agonie se produce moartea prin asfixie. Această fază durează 1 la 3 zile, rar 5 zile. 2. Forma paralitică debutează cu depresie, urmată de paralizia mușchilor faringieni și maseteri. Deglutiția devine imposibilă, gura este ținută întredeschisă, din ea scurgându-se o salivă filantă lătrată gușit, ulterior afonie. Face trist, suferind, privirea absentă. Moartea survine consecutiv paraliziei generalizate după 3 la 4 zile. Pisică clinic. Incubația medie este de 10 la 15 zile, 10-260 zile, evoluția de regulă sub formă furioasă. Pisica este agresivă încă din faza prodromică, miaună neîncetat, cu o voce stridentă apoi răgușită, atacă animale și oameni, mușcă, zgârie. Pupilele puternic dilatate, uneori inegale. În faza de excitație, sunt frecvente convulsiile și pot muri subit. În faza paralitică se produce pareza și paralizia diferitelor grupe musculare, începând cu ale laringelui și maseterilor. Durata bolii în această formă este de 3 la 6 zile. Vulpe clinic. Modificarea radicală a comportamentului devin blânde. Pătrund în localități, în adăposturile animalelor domestice în plină zi. Devin blânde, se lasă mângâiate, prinse și legate, și fără să devină agresive mușcă animalele și oamenii cu o discreție ce face ca rănile superficiale să treacă neobservate. Animalele devin reactive, au privirea fixă, prezintă pică, mișcări în manej, opistotonus, rostogoliri, apoi se instalează paraliziile, mersul devine nesigur, nu se mai pot ține pe picioare și sfârșesc prin moarte după 3 la 4 zile. Liliecii își schimbă comportamentul, dificultate în zbor, prostrație. Mușcăturile pot trece neobservate deoarece sunt mici, nedureroase și se află în zone precum zona scalpului. La om. Incubația complet silențioasă durează în medie 6 săptămâni, timp în care se poate utiliza pentru tratament seroterapia. Durata incubației este scurtată în cazul mușcăturilor profunde sau multiple ale feței și mâinilor, zone bogate în terminații nervoase la copii, perioada de incubație este semnificativ mai scurtă decât la adulți. Datorită dimensiunilor, copiii sunt mai des mușcați de față. În schimb, incubația poate fi lungă. Tabloul lezional. Modificările macroscopice sunt necaracteristice. Deshidratare, slăbire, blană murdară, plăgi recente cutanate, dinți rupți, obiecte străine în stomac, stază venoasă, sânge slab coagulat, negricios. Axul cerebrospinal este hiperemiat, edemațiat și cu petășii. Histopatologic. Leziunea caracteristică 80%, egal incluzii oxifile, corpusculi babeși negri, în citoplasma neuronilor și în prelungirile acestora, mai ales în neuronii din cornul lui Ammon, celulele piramidale din scoarța cerebrală și în celulele purkinje din cerebel. Prezenta incluziilor în turbarea naturală diferă ca frecvență și localizare în funcție de specie și dezvoltarea procesului patogenetic. Leziuni specifice. Infiltrații limfohistiocitare perivasculare și difuze. Alterări neuronale, degenerare hidropică, tigroliză, picnoză, cariorexă. Infiltrații nodulare, acumulări de celule gliale cu sau fără neuronofagie, noduli în rabicii ai lui Babeș, aceleași leziuni însoțite de neuronofagie, localizate în ganglionii cerebrospinal sunt desemnate ca noduli Van de Hoogtenschnellis. Strategia virusul rabic este diabolică filozofic la nivelul mușcăturii, multiplicarea virală nu produce un efect citopatogen capabil să prezinte antigenii viral sistemului imunitar. După intrarea în sistemul nervos, acesta scapă, aproape complet, de supravegherea imună a gazdei. Anticorpii nu apar decât în stadiul terminal al rabiei.
înmulțirea virusului în creier, în special în sistemul limbic, care controlează emoțiile și comportamentul, face ca gazda să fie agresivă, o condiție esențială pentru transmiterea sa către o nouă gazdă. În sistemul nervos, virionii produși de un neuron infectat fuzionează imediat cu neuronii vecini fără a provoca distrugerea celulelor. În glandele salivare, virionii formați de celule sunt secretați în salivă împreună cu mucusul, chiar și în faza preclinică, de unde și importanța supravegherii medico-legale veterinare. Virusul poate fi astfel transmis înainte ca gazda să moară. Recoltarea și trimiterea probelor după acordul telefonic al destinatarului. Probele sunt păstrate la frigider, 4 grade, într-un ambalaj triplu sigilat. În funcție de speciile de animale implicate, trimitem la laborator întregul animal, dacă este un mamifer mic, jder, dihor, veveriță, liliac, întregul cap, animale mijlocii, câine, pisică, vulpe, detașat la nivelul vertebrelor cervicale, numai creierul, dacă este un erbivor mare. În general, cercetările se concentrează pe zone anatomice bogate în virus rabic, cornul lui Amon situat în circumvoluția hipocampului, medulla oblongata, cerebelul, cortexul și glandele salivare. Diagnosticul de confirmare. Identificarea agantigenilor rabici în celulele infectate. 1. Imunofluorescență directă. Pe amprentă din cornul lui Ammon, bulb și cortex. O tehnică de referință poate duce la un diagnostic clar în câteva ore, pe material proaspăt sau bine conservat. Testul se bazează pe recunoașterea antigenului rabiei de către un anticorp specific cuplat cu fluoresceina. Anticorpii fluorescenți se vor lega doar de antigen, vizualizat, acesta din urmă cu ajutorul unui microscop CUV. Imunofluorescență, test specific și rapid, diagnostic de certitudine, între 98% la 100% din cazuri, în 24 de ore. 2. Metoda ELISA. Tehnica Sandvik. Virusii rabici sunt evidențiați prin tehnica de imunocaptură. Godeurile unei plăci de microtitrare sunt tapetate cu anticorpii unui ser de iepure imunizat împotriva virusului rabic. Supernatantul țesutului triturat este depus în godeuri. După spălare, se adaugă anticorpii antirabici cuplați la enzima peroxidază. Antigenul, dacă este prezent, este captat de anticorp. Substratul adăugat suferă acțiunea enzimei, apariția unei culori galbene, semnal prezenței antigenului rabiei în țesutul testat cuplat cu anticorpii. Testul este simplu, rapid, câteva ore, sensibil și specific. 3. Izolarea virusului în cultură celulară. Celule în linii continue de neuroblastom de șoarece. Este un test foarte sensibil și permite un diagnostic rapid, mai puțin de 24 de ore, dacă proba a fost corect prelevată. Izolarea confirmă detectarea antigenelor virale și permite determinarea serotipului tulpinii izolate folosind anticorpii monoclonali. Antigenele virale sunt evidențiate în celulele inoculate prin imunofluorescența directă sau testele imunoenzimatice descrise. Tehnica este rapidă, fiabilă și mai puțin periculoasă decât inocularea pe șoarece. 4. Bioproba. Inocularea trituratului de creier, cerebel și bulb în suspensie salină fiziologică la 10 șoareci, 3 la 4 săptămâni, inoculați intracerebral cu 0,015 ml și respectivă 0,03 ml. Acești șoareci sunt ținuți sub observație timp de 28 de zile.
Moartea lor în acest interval implică aplicarea metodelor de confirmare pentru identificarea antigenului. 5. Histopatologic realizat pe secțiuni ale cornului lui Ammon, hipocamp, cerebel, sunt colorate prin metodele MAN, lens, GMSA, pentru a evidenția corpusculii babeș negri. Prezența corpusculilor egal confirmă rabia. Absența corpusculilor nu exclude rabia. Detectarea ARN-ului viral. 6. Din salivă sau lecere, genomul viral poate fi detectat prin amplificarea genică, RT-PCR, transcriere inversă a ARN-ului viral în ADN amplificat prin reacția în lanța polimerazei. Vezi film. 7. Genotiparea virusului. După amplificarea prin RT-PCR, secvențierea genei pentru nucleoproteina N și glicoproteina G. Identificarea anticorpilor. 8. Titrarea anticorpilor face posibilă verificarea și evaluarea gradului de imunitate al subiecților împotriva rabiei, înainte sau după expunerea la riscul de contaminare. Prag de imunizare 2 puncte mai mare 0,5 ui per mele. Se utilizează o tehnică imunoenzimatică de tip ELISA. Detectarea anticorpilor antirabice în sânge prezintă un interes foarte limitat în diagnosticul rabiei, deoarece aceștia apar târziu. Se poate folosi metoda doar pentru a confirma imunizarea post-vaccinare sau cercetare. Profilaxie și combatere. Profilaxia sanitară. Obiectivul: lichidarea rezervorului de virus rabic. Controlul strict al circulației câinilor, lesă plus botiniță, și pisicilor, reducerea populației de câini, capturarea și distrugerea animalelor fără stăpân, câini și pisici, vaccinarea preventivă sistematică a tuturor câinilor. La animalele sălbatice, controlul populației de vulpi și lupi, campanii de vaccinare cu momel, profilaxia medicală, imunoprofilaxia, vaccinurile, vaccinuri cu virus viu modificat, vaccinuri inactivate. Posologia, strict conform indicațiilor producătorului, vaccinurile cu virus modificat adaptat pe embrion de găină, tulpini avianizate, florile adaptat pe culturi celulare, linie celulară canine, celule de porc, renale de bovine, linii celulare de hamster. Vaccinurile inactivate virusului vaccinal replicat pe encefal de la animale adulte, encefal de animale nou-născute, culturi celulare sau embrionate. Virusul vaccinal inactivat prin metode fizice, temperatură, ultraviolete sau chimice, fenol, beta-propriolactonă. Accidente post-vaccinale la vaccinurile obținute pe encefal. Combaterea. Declarare oficială și carantina de gradul 3. Animalele turbate / animale suspecte de turbare / animalele suspecte de contaminare. Carnivorele suspecte de contaminare vor fi ucise și după prelevarea probelor pentru diagnosticul de laborator se distrug. Se exceptează de la această măsură solipedele, rumegătoarele și porcinele suspecte de turbare, dacă pot fi puse sub observație sanitară veterinară în condiții de totală izolare și securitate, care vor fi ținute în viață în scop de infirmare sau confirmare a turbării, precum și câinii suspecți de contaminare, cu utilizare specială sau câinii de mare valoare. Carnivorele suspecte de turbare și cele suspecte de contaminare, care au mușcat sau zgâriat sau au venit într-un alt mod în contact cu alte animale sau oameni, precum și solipedele, rumegătoarele și porcinele suspecte de turbare care au venit în contact cu persoane în condiții în care ar fi putut fi posibilă o contaminare a acestora, vor fi puse în observație sanitară veterinară timp de 10 zile. Dacă în acest timp nu se declară turbarea, animalele suspecte de turbare se scot din observație. Carnivorele suspecte de contaminare se vor ucide, ele putând face boala mai târziu. Observația sanitară veterinară de 10 zile se aplică obligatoriu și la animalele fără semne de turbare sau antecedente, considerate sănătoase, care au mușcat sau zgâriat persoane sau animale.
La apariția cazurilor de turbare la animalele domestice de producție, după uciderea celor cu semne clinice de boală, se va recurge la vaccinarea antirabică a animalelor rămase, dacă nu au fost supuse acestei operațiuni în ultimele 6 luni și se vor ține sub supraveghere sanitară veterinară timp de 3 luni. Când într-un efectiv de solipede, rumegătoare sau porci au pătruns carnivore domestice sau sălbatice, turbate sau bănuite de turbare, animalele cu semne de mușcături, indiferent dacă au fost sau nu vaccinate antirabic anterior, vor fi sacrificate sub supraveghere sanitară veterinară în cel mult 6 zile de la data mușcăturii, confiscându-se capul, coloana vertebrală și zona în care s-a produs mușcătura. Restul animalelor la care nu se constată urme de mușcătură, se vor vaccina antirabic, dacă nu au fost vaccinate în ultimele 6 luni și vor fi puse sub măsuri de carantină și supraveghere timp de 3 luni în cazul rumegătoarelor mici și porcinelor și respectiv de 6 luni, în cazul rumegătoarelor mari și solipedelor. Carnea, laptele și orice produse de la animalele turbate sau suspecte de turbare se vor distruge. Locurile unde au stat sau au fost ucise animalele bolnave sau bănuite de turbare și obiectele care au venit în contact cu acestea se vor dezinfecta. Stingerea bolii și ridicarea măsurilor de carantină se face după 3 luni de la ultimul caz de moarte sau uciderea din cauza turbării și dacă în localitatea respectivă nu mai există animale în carantină sau sub observație sanitară veterinară pentru această boală. Acțiuni de supraveghere sanitară veterinară a rabiei B0581. Supraveghere prin imunofluorescență directă și după caz prin examene histologice, virusologice și identificarea de genom viral la carnivore domestice și sălbatice, precum și la celelalte mamifere domestice moarte sau tăiate de necesitate care au prezentat simptome nervoase. 2. Supravegherea clinică obligatorie a carnivorelor care au mușcat sau zgâriat persoane și animale, în perioada de 10 zile de la data producerii mușcăturii sau zgârieturii. 3. De la animalele suspecte, care au mușcat, zgâriat sau au fost mușcate sau zgâriate, se recoltează capul întreg. 4. Animalele din mediul silvatic cu comportament deviat, suspecte de rabie, se ucid cu respectarea prevederilor legale privind protecția și bunăstarea animalelor, cu recoltarea de probe în scop de diagnostic. 5. Supravegherea activă a rabiei la vulpe în scopul determinării eficienței vaccinării prin determinarea markerului vaccinal, prin examene de laborator pe un număr de 8 vulpi vânate/kilometri pătrați. 6. Depistarea și identificarea tulpinilor de virus rabic, prin investigații de biologie moleculară. 1. Notificarea bolii se face în conformitate cu prevederile ordinului MAA, pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind anunțarea, declararea și notificarea unor boli transmisibile ale animalelor. 2. Probele, capul animalelor moarte sau sacrificate, prelevate pentru examen virusologic, inclusiv bioprobă, și histologic, se trimit la ISVSA și / sau după caz la ISA, cu respectarea condițiilor sanitare veterinare obligatorii privind prelevarea, ambalarea, identificarea și expedierea acestora. 3. Probele de creier provenite de la rumegătoare domestice și sălbatice la care diagnosticul de rabie a fost negativ se vor examina histologic pentru IEST, aujeschit, listerioză. 4. Recoltarea în scop de diagnostic a animalelor din mediul silvatic suspecte de boală se realizează de câte ori se consideră necesar, conform prevederilor protocolului comun ANSVSA, AVPS, RNP, ROMSILVA. Și cu aprobarea în regim de urgență a MAPDR. 5. Investigațiile prin epidemiologie moleculară se efectuează la ISA. 6. În exploatațiile în care s-au diagnosticat cazuri de rabie se impun restricții de mișcare a animalelor cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.
acțiuni de supraveghere sanitară veterinară a bolilor transmisibile de la animale vii la om. Zoonoze pentru rabies se aplică supravegherea anatomopatologică și de laborator la speciile receptive. Profilaxia sanitar-veterinară specifică a rabiei. 1. Vaccinarea orală la vulpi conform programului de profilaxie specifică aprobat de ANVSA. 2. Vaccinarea câinilor și pisicilor în vârsta de peste 3 luni odată pe an, în lunile octombrie-decembrie, cu vaccinări de completare. 3. Vaccinarea în caz de necesitate a animalelor contacte cu animale suspecte de infecție. 4. Vaccinarea orală a vulpilor se efectuează de 2 ori pe an în lunile aprilie-mai și octombrie-noiembrie. 5. Cheltuielile privind achiziționarea mamelilor vaccinale sunt suportate de ANVSA. 6. Cheltuielile privind distribuirea mamelilor vaccinale sunt suportate de proprietarii fondurilor de vânătoare. 7. Verificarea eficienței vaccinării orale a vulpilor se efectuează pe probele recoltate de la animalele vaccinate, vulpi vânate. 8. Contravaluarea vaccinului și a manoperei pentru vaccinarea antirabică a câinilor și pisicilor din mediul urban se suportă de către proprietar. 9. Contravaluarea vaccinului și a manoperei pentru vaccinarea antirabică câinilor și pisicilor în mediul rural se suportă de către ANVSA. 10. Contravaluarea vaccinului și a manoperei pentru vaccinarea antirabică în caz de necesitate se suportă de către ANVSA.